spectatori, vă rugăm să închideți telefoanele mobile. Vă mulțumim pentru înțelegere. Și nu sunt prima dată pe această scenă, chiar dacă poate unul dintre visele mele din copilărie, ca poate a multora dintre noi, a fost să fiu pe o scenă vreodată în viață. Am urcat aici, pe această scenă, de multe ori în calitate de jurnalist. Și vreau să vă spun că sentimentul pe care îl ai când vezi acest teatru minunat, în general plin de oameni care pun la cale ceva bun, care vor să fie față în față cu ceva important, care împart, dacă vreți, un trecut și un viitor de care le pasă, ceea ce se va întâmpla și în seara aceasta, îți dă o emoție care de fiecare dată se repetă altfel. Așa vă spun, bine ați venit la Iași și să vă mulțumesc tuturor că sunteți aici, e puțin lucru. Vă spun doar că Iașiul vă este recunoscător că ați decis să îl alegeți pentru cel de-al 6-lea congres al Asociației Române de Streetwire. Good evening, everybody. I am very welcome and delighted to welcome you in Iași. Iași, which is from my point of view, one of the most beautiful town of Romania, and I hope you'll see that in such a short time you'll be here with us. I am very pleased to welcome you to the 6th Congress of the Romanian Streetwire Association, and I hope you'll enjoy the opportunity to discover this city, candidate European Capital of Culture for 2021. Așa cum spuneam, în seara aceasta, cei care ne-au adus pe toți împreună în acest teatru absolut minunat, își propun să nu uite cum a început istoria acestei discipline aici la Iași. Și momentul la care vom fi parte împreună e nu doar emoționant, este un moment pe care mulți și l-ar dori, dar foarte puțin se pot bucura de el. E un moment în care onorăm una dintre cele mai importante personalități ale stomatologiei românești, unul dintre cetățenii de care Iașiul e mândru și a cărui personalitate nu se satură să o împartă cu oaspeți cum sunteți dumneavoastră în acest an la Iași. Vom începe această seară festivă cu
cu niște aplauze, sper, pentru că primul invitat pe care îl vom avea pe scenă le merită din plin. Îl invit alături de mine pe cel care este întemeietorul școlii de stomatologie pediatrică din Iași, pe profesorul Mircea Rusu. Domnule profesor, bună seara! E alegerea dumneavoastră de unde vreți să împărțiți cu noi această seară. Să vorbesc de aici ca să prind mai bine. Mă bucur că sunteți aici, indiferent. Indiferent unde doriți să rămâneți. În primul rând doresc să felicit pe doamna profesor Zetu, președinta acestui congres mondial, și în același timp doresc ca să aduc omagii întregului colectiv de ortodonții a Universității Ieșeni. Nu întâmplător acest congres are loc la Iași. Desigur că Iașul, aici au crescut și au creat multe personalități care au dus faima acestui oraș peste, în țară și peste hotare. Să nu uităm chiar că aici a fost prima universitate din țară, aici a fost primul teatru românesc în limba română, Teatrul de la Copo, aici a fost prima societate literară unde au creat și au expus o serie de lucruri deosebite, cum este Societatea Junimea. În această atmosferă, în această cetate, în această citadelă a științei și culturii, a luat ființă și clinica de ortodonție în cadrul Universității de Medicină din Iași. Desigur, au fost etape deosebit de grele, s-a ajuns astăzi până la organizarea acestui minunat congres mondial în care au adunat personalități deosebit din întreaga lume și care ne face în același timp, ne creează și nou un foarte util schimb de experiență în activitatea noastră. Dar pentru ca să fiu mai scurt, am să-mi permiteți să vizionați un mic film în care vom arăta dezvoltarea clinicii noastre în cadrul Universității de Medicină din Iași. Încă o dată vreau să o felicit pe doamna profesor Zetu, o muncă cu totul titanică ca să faci să organizezi acest congres și în același timp să ne felicităm și noi, ieșenii, că am putut să, că suntem în posesia unui dar științific a organizării acestui congres mondial de stomatologie. Și acum vă rog să-mi permiteți să vizionăm un mic film. Ne aflăm în Iași, orașul culturii și științei, oraș care are multe istorii de povestit. Una dintre acestea este legată de sănătatea oamenilor. În anul 1985 s-a înființat la Iași primul centru de colaborare OMS pentru sănătate orală din România, grație activității profesorului universitar dr. Mircea Rusu și a echipei sale. Era în același timp și un centru zonal pentru Europa de Est. Înființarea centrului OMS de la Iași are o istorie aparte, iar această istorie o cunoaște cel mai bine primul director al centrului, profesorul Mircea Rusu, care, la cei 95 de ani ai domniei sale, ne-a primit în cabinetul de unde a condus activitatea de cercetare sub egida OMS în domeniul sănătății orale. Bună ziua, domnule profesor! Vă rugăm, povestiți-ne! Am ajuns să fac o clinică de stomatologie generală pentru copii cu două secții, o secție de ortodonție și o secție de pedodonție. Am fost foarte preocupat pe lângă clinică să-mi fac și un colectiv.
bun și am căutat în toate, în toate orașele cei mai buni studenți și medici care erau în domeniul somatologiei, să-mi creez un colectiv cu elemente foarte bune, foarte bine pregătite. Astfel că am ajuns la un moment dat să am o clinică nouă, să am un colectiv nou și am început să facem o serie de lucrări. Clinica are în activitate trei elemente deosebite. Are în primul rând activitatea didactică, activitatea de asistentă somatologică și activitatea de cercetare. Am căutat să îmbin toate aceste activități încât să avem o activitate complexă și să putem să rezolvăm atât problemele de asistență stomatologică, cât și problemele de cercetare. În prima fază am început o serie de cercetări privind afecțiunile stomatologice la copii cu diferite afecțiuni stomatologice, asta genetice, și în special cu trisomie 21 autosomală. Am făcut cercetări în diferite părți ale țării, într-o serie de unități unde erau spitalizați copiii cu diferite tare genetice. Și am constatat un lucru deosebit de important prin faptul că factorul genetic aproape este întotdeauna incriminat și în etiologia acestor copii cu diferite tulburări. Concomitent cu aceste cercetări stomatologice, având un colectiv bine închegat, pentru ca să avem o eficiență cât mai corect în cercetările noastre, am început să am colaborări cu o serie de discipline, în special cu Institutul de Antropologie, cu chimia, de la medicină veterinară, că au avut atunci o aparatură foarte bine pusă la punct. De asemenea, am avut în colaborări cu Institutul de Chimie Petru Bone, cu o serie de discipline de la Facultatea de Medicină și în general și în special cu la fiziologie, la pediatrie, astfel credând un caracter cu totul medical stomatologiei și în special ortodonției, caracterul medical de care era absolut nevoie pentru a cunoaște pune un diagnostic corect și în același timp de a face și tratamentul adecvat. În afară de colaborările care erau necesare pentru această concepție medicală, avem și o serie de servicii și avem servicii de antropologie în clinică, servicii de genetică, servicii de fiziologie, de logopedie, deci o serie de servicii absolut necesare pentru o bună desfășurare atât a activității didactice, cât și activității de asistentă și de cercetare. Cercetările noastre au fost în parte publicate în diferite reviste, printre care și în reviste franțuzești, și au auzit de noi și reprezentanții OMS-ului. Și făcând o vizită în România, directorul general al OMS-ului, profesorul Lambo, făcând o vizită cu această ocazie și la Iași, l-am invitat să vină să vadă și clinica de stomatologie infantilă de la Iași. L-am adus la clinică. Cum a venit la clinică, ne-a spus primul lucru, domnule profesor Rusu, sunt foarte ocupat, în 5 minute te rog să îi expui câteva date. De față cu întreg corpul didactic, în sala de curs, i-am expus pe larg activitatea clinică și activitatea ei în 5 minute cu ajutorul diapozitivelor.
după când se plece, la un moment dat l-am rugat foarte mult să vină să vadă și eu o parte din clinică. Cu mare insistență a urcat la primul etaj, era o muzică ambientală, pisări, erau copii îmbrăcați toți frumos, erau cu căști la urechi, unde ascultau muzică, fie muzică, fie basme și așa mai departe. A văzut sările toate, a stat, din cele 5 minute a stat 3 ore în clinică să vadă, a început să vadă cu amănuntul toate serviciile. La sfârșit, profesorul mi-a spus: dragă domnule profesor, vă felicit pentru clinica deosebită pe care am văzut-o, mi-a făcut o mare plăcere și am căzut de acord ca imediat să trimitem o echipă a OMS-ului, pentru că această clinică trebuie să fie un exemplu pentru alte unități de profil din lume. Și de asta să înființăm un centru de colaborare OMS, în care, să vedeți dumneavoastră, să înscrie atât asistența de specialitate, cât și problemele de cercetare pe care trebuie, le puteți efectua aici. În fine, am plecat. Am făcut o serie de aprecieri în cartea de onoare a clinicii. Apoi, la 3 luni de zile, a venit o comisie de la Copenhaga și a început să discute asupra activității formării, organizării centrului și asupra programului acestui centru. Printre altele, a spus că acest centru, fiind al 5-lea sau al 6-lea centru din Europa, trebuia să deservească și Bulgaria, și Moldova, și Ungaria. Împreună am schițat un plan de muncă în care am prevăzut, printre altele, continuarea cercetărilor privind copiii handicapați, în special la copiii cu trisomie 21 autosomală, mongolismul. A venit reprezentantul stomatologic al Organizației Mondiale a Sănătății și profesorul Petersen din Danemarca, și împreună cu dumnealui am schițat efectuarea unui workshop în stomatologia ortodontică la Iași, în care au fost invitați, pe lângă persoanele oficiale ale OMS-ului, a fost invitat profesori din Franța, din Germania, din Rusia, din Bulgaria, din Ungaria și așa mai departe. La urmă, fiecare cursant a primit o diplomă de participare și, sigur, trebuie să ducă cu o serie de lucruri pe care trebuie să le practice mai departe la serviciile lor. Vă mulțumim, domnule profesor! Vă mulțumesc foarte mult! Am căutat să aduc câteva aspecte în dezvoltarea clinicii noastre, clinică înființată în 1963 și care a obținut o serie de succese foarte importante, printre care și organizarea acestui centru de colaborare a OMS-ului în România, la Iași. Țin să arăt că dacă am început tot timid, pe parcurs s-a dezvoltat din ce în ce mai mult și asta ne face să ne gândim că în Iași, că această clinică și că acest învățământ stomatologic nu se produce o eclipsă între trecut și viitor, și credem prezentul prin
reprezentant a Școlii de Ortodonție din Iași, a doamnei profesor Zetu, sperăm într-un viitor care aduce mai departe succes atât în țară cât și peste ocean. Vă mulțumesc! Încheiem momentul dedicat domnului profesor cu o carte pe care poate o veți căuta și veți dori să o răsfoiți. Cum se poate numi, având în vedere că dincolo de orice cochetărie ne-a fost dezvăluită vârsta domnului profesor, deci aproape 100 de ani. Deci cum se poate numi o astfel de carte decât aproape un veac printre prieteni? Îl invit pe domnul profesor Nicolae Crețu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași să ne povestească ce nu-i povestit în carte. Bună seara! Numele meu este Nicolae Crețu, sunt profesor la Facultatea de Litere a Universității Alexandru Ion Cuza și unul dintre numeroșii, dacă îmi permite domnul profesor Mircea Rusu să spun asta, unul dintre numeroșii săi prieteni de toate vârstele. Mă bucur să vorbesc aici despre cartea a doi botoșăneni, domnul Florin Simeon Egner, care este în sală, și vă rog să-l aplaudăm. Inginer de formație, dar iubitor de cultură, dincolo de specializarea sa profesională, coautor alături de jurnalistul și scriitorul Corneliu Filip al acestei cărți, cu titlul pe care l-am auzit deja prezentat. E o carte portret. De aceea eu nu mă voi limita chiar numai la această carte, pentru că alături de imaginea pe care paginile ei și iconografia cărții o oferă despre marele profesor și marele om care este Mircea Rusu, am o imagine a mea, ca atâția alții ieșeni sau neieșeni, foarte mulți botoșeneni, e zona de origine a domnului profesor, așa cum atâția alții, printre ei și eu, avem imaginea noastră despre profesorul pe care omagiem în această clipă. Și căruia, cred că pot spune asta, deși din afara specializării dumneavoastră, Congresul însuși, Congresul Internațional de Ortodonție, care se ține, iată, începând din această clipă la Iași, nu întâmplător la Iași, constituie un omagiu colectiv, un omagiu internaționalizat, adus acestei școli de ortodonție ieșene, între numele de vârf, de frunte ale căreia se numără și este inițiatorul întregii școli, profesorul Mircea Rusu. Cartea și ceea ce vreau să vă spun pe baza mărturisirilor, dialogurilor mele cu domnul profesor Mircea Rusu, înfățișează un drum al vieții, înfățișează succesiunea unor trepte ale unei existențe configurate în destin. Toți avem existențe, dar existențele cele mai realizate se configurează ca destin. Destin al ființei, destin intelectual, destin nu numai în cercul social, al profesiei, al vieții cotidiene, familia, de pildă, prietenii, colegii, ci și în dimensiunea aceasta umană, imediată, amicală, deloc gomoasă. Cei mari nu sunt gomoși. Cei mari sunt abordabili cu adevărat. În cap, alături de alții, nu au orgolii care să facă pustiu în jurul lor. Orgoliul lor este bătălia cu propriile limite și de aceea rezultatul este unul de generozitate din care ne înfruptăm cu toții, de care beneficiem toți. E o carte frumoasă, e o existență frumoasă, un destin ale cărui trepte probează o vocație nedezmințită și care se menține și azi,
domnul profesor va împlini în august 95 de ani. Îi urăm de pe acum la mulți ani! La mulți ani luminoși și cu aceeași energie, cu aceeași dragoste neistovită pentru profesie, pentru copii, pacienți, pentru colegii de echipă profesională, pentru studenți, discipolii, cei mai tineri. E un om deosebit, o ființă luminoasă și îmi place să evoc aici o vorbă a lui Lucian Blaga, dintr-unul din volumele sale de aforisme, în care vorbește despre construcția din intern, construirea din intern. Oamenii de vocație, oamenii care își împlinesc vocația la cele mai înalte cote, parcurg de fapt un itinerar al acestei construiri din intern. Nu sunt niște posedați ai acestei vocații. Vocația nu lucrează în ei destructiv, acaparator. Le lasă și deschiderea spre lume. Profesorul Mircea Rusu este un mare iubitor al artelor, inclusiv al literaturii, specializarea mea. Este un mare iubitor de științe, de idei. Mă întâlnesc adesea cu domnul profesor și cu academicianul matematician Paul Miron, Radu Miron, iertați-mă, o mică confuzie cu un alt Miron, profesor la Freiburg, care nu mai e în viață. Profesor Radu Miron, academician, mare matematician, prieten cu profesorul Corduneanu, alt mare matematician, are prieteni din toate orizonturile profesionale, nu este glacial, nu îndepărtează pe nimeni, nu pune o distanță din aceasta a rangului. Are un rang foarte înalt, intelectual. Rangul acesta este asociat cu ctitoria celei din tâi clinici de ortodonție pediatrică din Moldova, în același timp cu cea din București. Recunoscută de OMS, cum s-a văzut, apropo de întâlnirea cu profesorul Lambo și apoi cu comisia de la Copenhaga. Nu se fac lucrurile acestea de azi pe mâine. Asta înseamnă muncă. Elogiem de multe ori instituțiile ca pe niște abstracții. Instituțiile sunt oamenii. Forța instituțiilor vine din câmpul de energie umane, intelectuale, competență profesională, clinica, de pildă, în cazul medicinei, profesoratul, manageriatul, toate. Și toate sunt luminoase în acord cu ființa profundă a profesorului Mircea Rusu. Voi termina în câteva clipe, vreau să respect promisiunea de a mă încadra în cele 4 minute. Aveți multe, sunt multe de spus și de făcut la acest congres aflat la început. Dar nu pot să închei fără să evoc faptul că a plecat dintr-un sat, ungurenii, în care tatăl era administrator de spital și mama învățătoare. Ar fi poate bine ca în România să li se facă cunoscut copiilor și de la orașe și de la sate mai mult despre viețile, biografiile unor inși de elită, printre care și profesorul Mircea Rusu, mulți dintre ei născuți la țară. Inteligența nu se naște numai pe asfaltul orașelor. Și nu avem programe de susținere suficientă a copiilor inteligenți din sate. În România de după 89, duceau mai bine în comunism sau între cele două războaie. Aș vrea să evoc aici mediul familial. Doamna Ileana Rusu, profesor, domnia sa însăși, pediatru. O întâmplare a făcut ca profesorul care începuse prin specializarea în chirurgie maxilofacială, într-un anumit context și stimulat și de rectorul de atunci al medicinii, de prieteni, să urmeze calea aceasta a ortodonției, a stomatologiei infantile, pediatrice. Dar doamna Ileana Rusu, profesor universitar, e pediatru, eu cred că această convergență este încă un semn, încă o dimensiune a armoniei din acest cuplu.
sau iubirea pentru arte, pianista, care este evocată în pagini din această carte, serile de artă, de literatură, am vorbit prea mult, scuzați-mă. La mulți ani și urările mele din afara profesiei de lucrări rodnice cu gresul. În calitatea mea de jurnalist nu pot să fac decât ceea ce fac în general jurnaliștii, cu alte cuvinte să scad nivelul adorației către domnul profesor Rus, să vă spun că eu vă știu încă din tinerețea mea de aici, de pe strada Lascăr Catargi, de la TVR Iași, ca fiind doctorul acela înalt, arătos, care plimba mereu un caniș. Să-mi spuneți dacă mai aveți cățel. Din când în când mă mai uit în oglindă și nu mă lasă. Domnul profesor, să ne oprim, că dacă mi-amintesc unde v-am văzut ultima dată la Olimpiada de Română, nu o să-mi aduc aminte cu plăcere, că n-am ajuns decât la faza națională, dar fără mare glorie. Așa încât vă salut pe toți, sunteți la Iași, așa e aici, se leagă poveștile de pe scenă în sală. Sper că nu vă așteptați să fie o întâlnire protocolară, pentru că nu și-a dorit nimeni asta. Sper că ați observat, nu știu dacă v-a spus cineva, dar e bine să știți că în seara asta avem un invitat special pentru acest congres. Este vorba de Goran Bregovici, care începe în curând să concerteze în sala, în Piața Mare a Palatului. E Festival Internațional de Educație la Iași. Deocamdată, pentru că am dus povestea puțin în urmă, domnul profesor ne-a tras de urechi și ne-a spus să o aducem în prezent. Aș vrea să nu uităm că domnia sa a predat la un moment dat ștafeta și sunt onorată că este aici în sală, la fel cum și organizatorii congresului sunt. Doamna profesor, dr. Valentina Dorobăț, bună seara, bine ați venit și vă așteptăm aici alături de noi. Doamna profesor, vă rog. Doamnă președintă, stimați oaspeți, dragule nostru domnule profesor Rusu, cel din tâi, stimate colege și colegi, vă rog să-mi permiteți să vă spun ca un om care mi-am desfășurat activitatea în Universitatea de Medicină și Farmacie 45 de ani, sub coordonarea domnului profesor Rusu, că a fost un mentor special. Dumnealui vorbea despre o echipă foarte bună. O echipă este atât de bună pe cât de dotat, pe cât de înzestrat este mentorul. Domnule profesor, vă mulțumim pentru tot ceea ce ne-ați dăruit, vă mulțumim pentru înțelegere, vă mulțumim pentru spiritul de paternitate permanent pe care l-ați avut față de noi. Mulțumim și la mulți ani, domnule profesor! Să ne trăiți într-un mulți ani! Vă rog să-mi permiteți să fac o scurtă apreciere, noi femeile vorbim mult, asupra societății de Stray Dwyer. Sunt bucuroasă, așa cum am spus și acum 2 ani, că la vremea la care s-a înființat societatea,
dețineam președinția Societății Române de Ortodonție. Am avut toată încrederea că prezența doamnei conferențiar astăzi, profesor Irina Zetu, și a doamnei profesor Păcurar de la Târgu Mureș sunt doi oameni care nu pot să dezvolte decât lucruri foarte bune. Și iată că nu m-am înșelat. O felicit pentru evenimentul de astăzi și pentru cele din urmă și, indiscutabil, îi doresc mult succes. În calitate de ortodonțieșeni, vă rog să îmi permiteți, nu în ultimul rând, să urez un bun venit tuturor celor care sunt pentru prima dată la Iași, în această cetate a culturii, a civilizației, un centru cultural vechi, și aș spune că poate se întâmplă așa, poate oamenii croiesc lucrurile să fie așa, dar evenimentul de astăzi, care se deschide al 6-lea congres al Societății Române de Străitoare, se desfășoară într-un timp special al Iașului. De ce spun special? Pentru că la Iași, în aceste zile, până pe data de 31 mai, se desfășoară Congresul Internațional, Festivalul Internațional, congresului nostru, Festivalul Internațional al Educației. Ce poate fi mai potrivit decât aceasta? Vă urez un bun venit. Am parcurs împreună cu doamna președintă programul. Am convingerea că tematica interdisciplinarității este atât de importantă pentru un ortodont, ca și toate discuțiile care vor avea loc privind noile tehnici și tehnologii care vor sluji practicianului de astăzi și celor care se formează pe băncile universității în cadrul învățământului postuniversitar, dar și cel studențesc obișnuit. Vă urez succes deplin lucrărilor conferinții, iar celor care vizitează Iașul și participă la congres le urez un sejur plăcut. Vă mulțumesc! Felicitări, Irina! Ce prezentare mai bună decât cea pe care a făcut-o doamna profesor Dorobăț orașului puțin mai devreme se putea potrivi celui care e vocea orașului în seara aceasta aici alături de noi. Bună seara! Mihai Chirica, primar al Iașilor, întors, cred, din diverse locuri în care se întâmplă să se vorbească bine și sănătos, să se cânte, să se recite, să se întâlnească prieteni, să se bucure oameni de ani Iași. Spuneam puțin mai devreme că l-ați adus special pe Bregovici pentru invitații noștri din seara asta. Să nu spuneți că nu e adevărat, vă rog. Sigur, și Bregovici, dar și alte lucruri frumoase care se petrec în Iași zilele acestea sunt și pentru noastră, domnilor profesori. Mulțumesc tare mult! Dar am să citesc din florile care am înțeles. Desigur, mă onorează foarte mult, în primul rând, invitația pe care mi-ați făcut-o și n-aș începe decât cu bine ați venit la Iași. Ne regăsim, să spunem, într-un cadru deosebit de frumos, astăzi, când Festivalul Internațional al Educației a trecut în a șaptea zi, aproape creația totală, ca să zic așa, și astăzi a fost și un moment foarte frumos, studenții, absolvenți,
ai anului 2014-2015 și-au aniversat acest lucru, s-au întâlnit toți în fața Palatului Culturii și au creat imaginea cu care ne bucurăm cu toții. Imaginea de oraș intelectual, cultural, de excelență, ca să spunem așa, alături de profesorilor, de rectorilor, de cu binecuvântarea Bisericii Ortodoxe și Catolice au trecut într-o nouă etapă din viață. I-am felicitat pe toți și desigur așteptăm de la ei ca să-și amintească de fiecare dată că Iașul îi așteaptă și iubește, așa cum spunem la toți cei care ne vizitează. N-aș vorbi foarte mult, că nu prea am ce să vorbesc eu acum despre medicina ieșeană, decât în trei cuvinte: este cea mai bună. Este cea mai bună pentru că reușește să aducă feedback-ul de peste tot, iar absolvenții facultății de medicină, indiferent că vorbim de cea de medicină dentară sau orice altă specialitate, sunt vânați la propriu de toate spitalele, de toate institutele, de toate universitățile la nivel mondial, motiv pentru care trebuie să ne gândim ce facem ca să mai micșorăm, să mai diminuăm acest exod și să-i avem pe toți acasă, că avem nevoie de dumneavoastră. Aș vrea în încheiere să vă mulțumesc din nou pentru faptul că sunteți aici, să plecați cu un gând bun mai departe. Mă uitam la drapelele din stânga și din dreapta mea. Cele din dreapta le recunosc de fiecare dată, le purtăm în suflet. Celelalte sunt ale unora dintre invitații prezenți aici, cărora le dorim, le cerem, îi rugăm să ducă mai departe un gând frumos despre orașul nostru, despre țara noastră, despre specialiștii noștri și să se întoarcă cu drag oricând aici. Și nu înainte de a părăsi scena, aș vrea să-i dau alături de un gând cu sinceritate de prietenie un buchet de flori doamnei profesor Dr. Zetu, pentru faptul că m-a invitat, pentru faptul că am putut să-i fiu de folos și pentru faptul că o cunosc. Mulțumesc! E momentul potrivit să-l invităm pe scenă pe cel care este invitatul special, principal al acestui congres, o mare personalitate a ortodonției americane, un om pentru care înțeleg că s-au vânat scaune astăzi în momentul în care a ținut prima conferință, știți bine la cine mă refer, an outstanding personality of orthodontics, which is with us in this evening and with for this congress. I am very pleased to welcome him and to invite him here on the stage. Professor Ravindra Ananda from United States of America. Please. First of all, I want to thank Professor Zetu for arranging this excellent international meeting. The speakers, the attendees, the professors, it's just amazing. It's an amazing conference, and my congratulations to you. And at the same time, I want to say this is my first visit to Romania. I do travel a lot, and I must say that I missed all these years not coming here. I wish I was here 30 years ago, because then this would have been my fifth or sixth visit, if not more. Beautiful city, beautiful people, beautiful country. My congratulations. It's illegal to bring it to US. Thank you very much.
Îl invităm alături de noi pe scenă pe președintele Senatului Universității de Medicină și Farmacie din Iași, profesor dr. Gabriel Dimofte. Bună seara! Să ne bucurăm de oraș atâta vreme cât cele câteva zeci de mii de studenți încă sunt la Iași până se termină sesiunea. Bună seara, pot să-mi musc să adăugat, știți. Bună seara și mulțumesc foarte mult de invitație. Aveam un cuvânt scris, dar mi-ar fi jenă după ce am auzit aici în sală, oameni care au vorbit extraordinar de frumos, încât îmi voi scurta cuvântul, ceea ce va crea probabil un sentiment de bucurie în sală. Reprezint Senatul Universității din Medicină și Farmacie din Iași. În ciuda aparenților, nu sunt un bătrân foarte sfătos și nu îmi place să vorbesc foarte mult. Vreau să vă spun doar că am venit cu mare plăcere la invitația doamnei profesor Zetu pentru a aduce salutul Universității, care este partener la această organizare, un congres de ortodonție care ne face plăcere că se întâmplă la Iași. Este o bucurie și o dovadă că Iașul este din nou în fruntea unor evenimente de mare importanță pentru noi toți. Mă simt interesant printre stomatologi, mi-am adus aminte de cântecul I'm an Englishman in New York, dar cu toate acestea, mă bucur că mă aflu printre niște oameni al căror scop în viață este să readucă un zâmbet pe buze. Într-o societate în care normalul și frumosul încep să se dilueze și devin din ce în ce mai puțin importante, sunteți pentru noi niște oameni care faceți mici opere de artă, astfel încât, chiar dacă la început au o strălucire metalică ușor cubistă, după părerea mea, în final readuc un zâmbet frumos, mici opere de artă care sper că vă aduc satisfacție și bucurie. Vă mulțumesc! If our foreign guest will allow me, I can tell that I think I am in front of beautiful minds which are behind beautiful smiles. Îl invit alături de noi pe scenă pe domnul dr. Vasile Cepoi, bună seara, președinte al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, un ieșean care se întoarce de fiecare dată aici încă acasă, ceea ce sperăm că se va întâmpla pe termen lung, și care probabil din când în când crede că școala medicală de la Iași e, cum spunea primarul, cea mai bună, dar doar din când în când. Nu e adevărat. Fiind un medic realist. Fiind un produs al acestei școli, nu din când în când, ci întotdeauna. Consider acest lucru, pentru că altfel m-aș subestima. Și, în general, ești ceea ce crezi că ești. Eu n-am venit aici în calitate de reprezentant al instituției pe care o conduc, deși cred că ar fi meritat să vin, pentru că instituția pe care o conduc se ocupă de calitatea serviciilor medicale. Problema calității serviciilor medicale, nefiind o problemă a sistemului sanitar din România, ci fiind o problemă internațională. Dar nu vreau să discut despre lucrul ăsta. Vreau să mulțumesc prietenii și colegii mele, Irina Zetu, că m-a invitat și pentru că a organizat acest congres extraordinar de important pentru viața Iașului și pentru viața României și pentru calitatea serviciilor medicale românești în specialitatea de ortodonție, evident. Mi se pare un efort extraordinar, mi se pare un lucru extraordinar că a realizat acest congres. Deja m-am emoționat, așa că vă urez succes și încă o dată vă mulțumesc pentru ce ați făcut. Mulțumim. Vicepreședinte al Federației Mondiale de Ortodonție, președinte al Societății Egiptene de Ortodonție, domnul profesor dr. Abbas Zaher, good evening and welcome. The floor is yours. Good evening everybody. I must first thank the president of the conference, Professor Irina Zetu. I would like to mention also Professor Russo for his contribution to the orthodontics in Europe, and the honorary president, Professor Nanda. I would like to tell Professor Nanda that it's his right. I came here one time, and this is my fifth time. So the hospitality and the nice people and the nice city and country really makes you come back every year. Finally, on behalf of the Egyptian Orthodontic Society, I would like to congratulate you for a very successful Congress, very good selection of speakers and topics.
and I'm looking forward to the next International Congress. Thank you very much. Thank you. Președinte al Federației Europene de Ortodonție și al Societății de Ortodonție din Grecia, doctorul Panagiotis Kularikis. Good evening. Dear professors, dear colleagues, dear friends, it is my pleasure to being here visiting the Romania and the beautiful city of Iași and participating in the 6th International Congress of the Romanian Straight Wire Association. As president, but also on behalf of the Board of Trustees of the Greek Orthodontic Society, firstly, I would like to thank the organizers for the kind invitation. Moreover, I would like to use this opportunity and say a few words about the Greek Orthodontic Society. The GOS was founded in 1963, is one of the oldest dental scientific societies in Greece, celebrating its 50th anniversary just 2 years ago in 2013. The GOS, which has today more than 400 members, has significantly contributed to the development and progress of orthodontics in Greece. The GOS was actively involved in the foundation of the World Federation of Orthodontists, is a founding member of the European Federation of Orthodontics, the so-called FIO, and was also an active member of the organizing committee of the 6th International Orthodontic Congress in Paris in 2005. Personally, I'm very proud that during the past 2 years, I was also running the presidency in the European Federation of Orthodontics, an organization that aims to improve cooperation between European orthodontic societies with the objective to promote orthodontics and dentofacial orthopedics in Europe. FIO supports and helps cooperating projects between national societies like joint congresses, joint research activities, or joint journals and books. In this spirit, FIO is currently planning the European contribution to the World Village Day, which is going to take place during the 8th International Orthodontic Congress of the World Federation of Orthodontists in London next September. An exciting scientific program has already been prepared, and I would like to invite everyone to join the FIO session in London. The next General Assembly of the FIO will also take place in London as well. Using this opportunity, I would like to remind that the Romanian Straight Wire Association became, in 2014, a full member of the FIO. Today, I would like to express my wishes for the development of a strong relationship between FIO and the Romanian Straight Wire Association, of course, also between the Greek Orthodontic Society and the Romanian Straight Wire Associations, and I really look forward to an even closer cooperation in the future. Finally, closing my address, I would like once again to thank Professor Irina Zetu and the Romanian Straight Wire Association for the kind invitation and their hospitality, and I would like also to congratulate the organizers for preparing an exciting and stimulating scientific program. Thank you very much. Last but not least, dintre invitații noștri din străinătate, îl chemăm alături de noi pe cel care este președinte al Societății Mondiale a Ortodonților Francofoni, profesor dr. Thierry de Coster. Bonsoir, soyez le bienvenu à Iași, à Iași. I'm going to talk in English because since I'm the president of French Society, International French Society of Orthodontics, but still we can talk English. So I would like to thank Professor Irina Zetu for a nice welcome, a nice invitation, and I was very impressed to see the program, the quality of the program, the quality of the speakers, and the international trend of the Romanian society. So the International Association for French Orthodontic French Orthodontists has been hosted by Romania already in 2011. And so that's the second time that I come in Romania. The first time was in Bucharest, and this time was in Iași, and I'm very impressed also by the beauty of this cultural city. So I would like to thank Irina for the nice invitation.
I would like also to tell you that we will have the sixth international meeting of the French speaking orthodontists. That means all the countries that were under the influence of France and that are speaking French at first, and that's going to happen, that's going to be hosted by Belgium in Ostende. That's the fourth, from the 4th to the 6th of September 2015, and you welcome to come in Ostende. It's on the North Sea. It's a beautiful city also, and we will have also a very wide, international speakers like Irina, like Joseph Bousserat, like Abba Zahir, like Sebaoun, like all these people that are really very highly, coded as international speakers. Thank you very much, and thank you for your welcome. Ce n-am spus până acum este că steagurile pe care le vedeți, 12 la număr, mă refer la 12 țări pe care le reprezint, au fost aduse de tineri rezidenți între anii 1 și 3, care și-au pregătit iile, cum ați văzut, și au venit aici să defileze după ce au ascultat și ei în picioare imnul Gaudeamus. Aș spune că, deși steagul, cred că e unul dintre ele, steagul e mai puțin important, că cel pe care îl voi chema pe scenă alături de noi e poate unul dintre oamenii pe care orice român îi consideră foarte apropiat, pentru că reprezintă o zonă în care vorbim aceeași limbă și de multe ori simțim că aceleași lucruri. Mă refer la prodecanul Facultății de Medicină Dentară de la Chișinău, profesorul Oleg Solomon. Bună seara! Și suntem onorați să vă avem aici, în Marele Teatru Național Vasile Alexandrii de la Iași. Bună seara tuturor! Stimați profesori, onorați public, sigur că, într-adevăr, este o mare plăcere să mă aflu aici, lângă voi, cu echipa profesorilor, cu echipa rezidenților, studenților care participăm la 6-lea congres, mulțumind profesorului Irina Zietu. Sigur că vreau să amintesc și cum s-au deschis aceste hotare științifice. S-au deschis cu un nume mare, cu un profesor care se numea Paiol Godoroja, care a fondat Ortodonția în Republica Moldova și a dat posibilitate noilor idei, noilor profesori, tineri, să-și desfacă, să-și împărtășească toată cultura științifică. Vreau să vă spun că nu numai cultura educațională este azi aici la Iași, este și cea științifică ortodontică, care se deschide cu acest congres frumos, cu speakeri frumoși. Am primit o plăcere deosebită să-l ascult pe domnul profesor Nanda și fost la ședinții unei sesiuni, am ascultat rapoarte foarte interesante. Pentru ce vă mulțumesc. Și nu în ultimul moment, vreau să aduc mulțumiri din numele Universității noastre de Stat de Farmacie Nicolae Testimețanu și o mic, deci, spunem așa, mesaj de la domnul decan, care este avangardul mai departe acestei colaborări. Acest mesaj, doamna Irina, îl va citi când va fiți liber, când va fiți mai liber așa împreună. Și în ultim moment este o medalie mică care a Facultății de Stomatologie care vreau să vă mână astăzi. Vă mulțumesc! Pentru că s-a pomenit puțin mai devreme faptul că o parte dintre oaspeți au fost pentru prima dată la București, la un congres similar, o invit pe doamna Viorica Milicescu, profesor doctor, să vină alături de noi pe scenă și eventual să ne aducă mesajul capitalei. O așteptăm? Sau mergem mai departe? Ne întoarcem la București? Mergem mai departe? Atunci așteptăm un mesaj de la Târgu Mureș.
De la doamna profesor Păcurar sau încă l-așteptăm? Dumnezeule, și eu, noi care credeam că doar Ardealul e mai molcom în decizii și în gesturi, iată că și la Iași aici ne încurcăm. Deși ora exactă se dă de la București, se pare că ceasurile n-au fost fixate. Doamna profesor Zetu, să știți că vorbitor nu mai sunt, urmați dumneavoastră, așa încât va trebui să descurcați situația. Strigați-vă colegii la apel sau vă invit alături de mine pe scenă până când vine doamna profesor Milicescu. Trebuie să-mi spuneți ce a fost bine, ce mai e de făcut, ce planuri de viitor pregătiți, de ce ați adunat această lume bună și frumoasă la Iași. Doamna Irina Păcurariu, care a avut amabilitatea de a face această superbă prezentare, pentru că eu n-aș fi fost în stare și nu sunt obișnuită cu astfel de prezentări. Mulțumesc din suflet, pentru că astfel cred că și ținuta acestei deschideri a fost la cel mai înalt nivel și ca o prietenă îi mulțumesc din suflet. Sunt și eu foarte emoționată, este pentru prima oară când mă aflu pe această scenă. Și vreau să vă spun că toate cuvintele pe care le-ați adresat până acum nu fac decât să reprezinte o mândrie pentru noi, dar și un îndemn de a continua activitățile pe care le-am făcut până acum. Și primul lucru aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, celor care ați făcut posibil acest congres, celor care ați făcut posibil să realizăm o astfel de ținută a acestui congres, pe care eu mi-am dorit-o să fie o ținută științifică, dar și prietenoasă în același timp. Și iată că aici colegii mei au reușit să organizeze, așa cum spuneau, invitații din cele 22 de țări care sunt prezente la acest congres, să realizăm, spuneam, atât un program științific, cât și sperăm noi în serile care vor urma și întâlniri culturale, să facem o asociație nu numai la nivelul ortodonților, ci și prin schimburi de idei culturale. Ați văzut, am avut și prezentări de carte, am avut și o să avem și o altă surpriză în finalul acestei deschideri. Eu vreau doar să vă mulțumesc că sunteți aici și că astfel putem să organizăm la Iași astfel de evenimente și dacă aceste evenimente sau acest eveniment face parte printre evenimentele cu care ieșenii să se mândrească, eu nu pot să fiu decât cea mai mândră dintre noi, pentru că am reușit cu prieteni, pentru că acest congres este făcut, așa cum ați văzut, cu prieteni pe care am avut onoarea și șansa să-i cunosc și să-i aduc astăzi alături de noi. Ați văzut în sală, mai este din Franța, avem o delegație întreagă de prieteni care de ani de zile au venit și vin în continuare și țin cursuri la Iași doar din prietenie și din suflet. Este profesorul Jacques Faure, este doamna profesor Boileau, care sunt vechi prieteni ai noștri, și profesorul Buserhal, care ne-a promis că nu va fi pentru a treia oară când vine la noi, ci de acum va permanentiza și va veni de două ori pe an, așa ne-a spus. Tout time, non? Deux fois par année, tu as dit que tu vas venir de ce moment-là. Sunt și personalități care au venit pentru prima oară, dar dați-mi voie în final, pentru că eu nu sunt obișnuită să țin decât cursuri. Și atunci sper că voi fi foarte scurtă și să nu fie un curs plictisitor, să mulțumesc domnului profesor Rusu pentru că a acceptat să ne facă onoarea să putem să-l prezentăm astăzi ca mentor al ortodonției românești, să o am alături de mine pe cea care m-a format și căreia i-am urmat, doamna profesor Dorobăț, și care a făcut posibil să existe și această asociație pe lângă cealaltă Asociație Națională de Ortodonție, și să mulțumesc tuturor invitațiilor că au fost astăzi, în aceste momente, alături de lor. Un gând special colegilor mei, colegi care înseamnă colegi de catedră, dar și rezidenți și studenți, fără de care nu puteam să realizăm nimic din ceea ce ați văzut și de ceea ce vă invităm să urmăriți și în zilele următoare. Mulțumesc din suflet și vă așteptăm și altă dată la Iași.
Deci, aceia dintre dumneavoastră care o cunoașteți pe Irina Zetu, profesorul pe Irina Zetu, medicul de lângă scaunul stomatologic, știți bine că nu e nicio legătură între doamna emoționată pe care ați văzut-o puțin mai devreme pe scenă și profesionistul sigur de el și cu deciziile la îndemână de fiecare dată când este nevoie. Trebuie să-i spun că eu am văzut-o prima dată acum destul de mulți ani, cred că mai mult de 10, dar nici nu mai contează, înconjurată de copii și se întâmpla asta de câteva ori pe an, când ținea în marea sală, în fine, de la studioul din Iași al televiziunii române, lecții de educație sanitară pentru micuții din oraș. Nu știți cât erau de fericiți cei mici când plecau cu câte o periuță și un pic de pastă de dinți acasă și cum li se părea că e esențial ce au ei de făcut de mâine încolo. Nu știu dacă au păstrat aceste bune obiceiuri, dar știu că Irina era veselă și relaxată în momentele acelea, altfel decât am văzut în seara aceasta pe scenă. Așa am făcut legătura cu următorul moment, unul în care niște copii talentați din Iași o să fie parte din ceea ce am numit ceremonia de deschidere a celui de-al șaselea congres la care sunteți cu toții prezenți. Primul moment va fi semnat de către Daria Bahrin, care ne va cânta Caruso, îi va urma Alexandra Parasca, și nu, îi va urma Beatrice Florea cu The Greatest Star și în sfârșit un duet între Daria Bahrin și Alexandra Parasca, cohoră din Moldova, ca să nu uitați vreo secundă unde ați ajuns. Doamnelor, domnilor, să înceapă spectacolul! Bună seara și bine v-am găsit! Dove il mare luccica e dove tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un abbraccio, una ragazza dopo che aveva pianto, poi si sciarisce la voce e ricomincia il canto. In mezzo al mare pensano di là l'America, ma erano solo lampare e la bianca scia di un'elica. Sento dolore nella musica, jazz al piano forte, ma quando vide uscire la luna mi si è proprio dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima, credete di affogare. Te voglio bene, sa. Piccolo, anche se non ti l'hai l'America,
occhi sciolere sangue tinte vere sai da volumere sai ma tanto bene sai è una Who is the big
Mulțumesc! Petroaie, care este coordonatoarea acestei secțiuni vocale de la Palatul Copiilor din Iași. Nu știu dacă cele mici sunt pacientele doamnei doctor sau sunt paciente de ortodonție, dar poate că vor ajunge, pentru că nu e așa ce poate fi mai important în viața unui om decât să ascundă ce-i bine și ce-i mai puțin fericit în spatele unui zâmbet frumos. Ce ați văzut până acum e nimic, urmează adevăratul salut românesc de aici, din această parte de lume, ansamblul Doina Carpaților, de aici, de la Iași, o să ne cânte și o să ne danseze, încât fiecare dintre oaspeții străini pe care îi avem în această seară, în această vară, aici la Iași, să înțeleagă exact unde au ajuns. It will be our way to welcome you and to wish you a wonderful stay in Romania. What's happened till now? Thank you.
văd cu manii trec măi. Când vin buciul lăutară, nu trec anii în zadară măi. Tinerețe draga mea măi, unde te grăbești așa, te rog mai stai, nu pleca măi. Să-i pe strună lăutară măi, ia mai toană un bahar, să nu trăim în zadară măi. Lui cu suflet bun, măi, am o vorbă ca să-ți spun, măi. Lasă-o încolo supărare, că viața-i scurtă tare. Hai cu mine și petreși, cu țuică și cu vin rășii. Tinerețe draga mea, măi, unde te grăbești așa, te rog mai stai, nu pleca, măi. Să-i pe strună lăutară, măi, ia mai toarnă un bahar, să nu trăim în zadar, măi. Și iar verde mărmustos, măi, drag omul și-l voios, măi. Și la muncă și la joc, nu stă nici o țâră în loc, măi. Nu te lasă nici la greu, e așa cum sunt și eu, măi. Tinerețe draga mea, măi, unde te grăbești așa, te rog mai stai, nu pleca, măi. Să-i pe strună lăutară, măi, ia mai toarnă un bahar, să nu trăim în zadar, măi. Doamne, la dușmanii mei, măi, dă-le, Doamne, și vor ei, măi. Iar mie să-mi dai noroc, să opresc timpul în loc, măi. Să opresc timpul în loc, să nu bătrânesc din loc, măi. Tinerețe draga mea, măi, unde te grăbești așa, te rog mai stai, nu pleca, măi. Să-i pui strună lăutară, măi, ia mai toarnă un bahar, să nu trăim în zadar, măi. Din Joșghini, altul știu că noi cata. Din
și tu te lasa. Hai, hai, și dacă intră în joc, dă-i cu fetele la un loc. Și-a că bine bade-al meu, ram-tam-de-de-da, e așa cum joc și eu, ram-tam-de-de-da. Și-a că bine bade-al meu, ram-tam-de-de-da, e așa cum joc și eu, ram-tam-de-de-da. Lumea tătă se uită cu drag la noi, hai la joc și voi doi câte doi. Lumea tătă se uită cu drag la noi, hai la joc și voi doi câte doi. Hai, hai, și-a că bine bade-al meu, e așa cum joc și eu, măi. Așa, ram-tam-de-de-da, hai de joacă, nu te da, ram-tam-de-de-da. Că te iute după mine, ram-tam-de-de-da, eu știu, ai juca din, ram-tam-de-de-da. Jocul ăsta l-au jucat și m-am mucat, când era și e mai tinerea. E batute ușurel și l-a pasat, joc mai mândru, știu că n-am aflat. Hai, hai, juca vital, pa la podea. Bine, uite, uite, așa, măi!
Aceeași energie, indiferent la ce ediție de congres se va ajunge. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru că ați fost aici să împărțiți cu noi bucuria de a avea oaspeți. And thank you very much, Professor Zetu, my friend, Professor Irina Zetu, for giving me the chance to tell everybody how glad we are that you are here. And I think from all my heart, these days promise to be a wonderful experience for you. Please enjoy Iași, enjoy Romania, and thank you again. Thank you for everything.